Tema aceasta este una care captivează, este o temă de actualitate, o temă de interes și o temă care pentru mine este un subiect care încoptează curiozitatea. Din două motive. Unu, problema pe care noi avem la ora actuală este că avem o evanghelie parțială. D.A. Carson spune, avem o evanghelie de 2 lei sau de 2 bani. Nu în sensul că evanghelia pe care o credem este precară, este firavă, ci în sensul în care evanghelia aceea nu este completă, ea nu încorporează toată viața noastră. Avem o evanghelie suficient de multă încât să fim cumva fericiți, încât să ne alinăm durerile, încât să traversăm prin crizele vieții. Dar nu avem o evanghelie atât de multă încât să gândim toată viața creștinește. Asta e problema noastră. Avem nevoie de o evanghelie care să permeeze mintea noastră atunci când discutăm, gândim, atunci când medităm la toată viața, inclusiv la lumea virtuală. Ce ar însemna să gândești creștinește aspectul acesta al lumii virtuale? Cum tratăm lucrurile cu o minte biblicizată, cu o minte unde cuvântul adevărului domnește? Cum tratăm lumea virtuală? Cum tratăm informația de pe social media? Ce facem în punctul acela? Noi suntem creștini și nu doar sufletul este creștinat, ci întreaga persoană este creștinată. Asta înseamnă că trebuie să gândim creștinește toată viața. Deci, subiectul e entuziasmant pentru mine pentru că mi oferă astăzi o platformă să gândesc cu voi aspectul acesta, să sperăm noi, sub autoritatea Scripturii. Doi, încă sunt tânăr. Și încă trăiesc în lumea voastră, astfel aș fi curios ca la sesiunea de întrebări și răspunsuri să lansați întrebările care și pe mine mă frământă, să dați voi glas întrebărilor mele. La ce să ne așteptăm astăzi? Așteptați-vă la următorul aspect. Mesajul va avea trei componente. Prima componentă are de-a face cu o ipoteză pe care am să o lansez în fața voastră și pe care sperăm să o dezbatem. Și ipoteza are de-a face cu felul în care lumea virtuală schimbă viața trăită în trup. A doua componentă are de-a face cu primul efect al lumii virtuale asupra lumii reale. Și acel efect o să-l discutăm pe de o parte sociologic și pe de altă parte scriptural. Plecăm puțin de la partea ce ține de sociologie și mai apoi trecem în dimensiunea aceasta a Scripturii și încercăm să tratăm acel efect din perspectiva Scripturii. A treia componentă are de-a face cu al doilea efect. Există două mari transformări pe care le produce lumea virtuală asupra și în viața trăită între limitele fizicalității. La fiecare componentă o să ne întoarcem la un text din Scriptură și anume la textul din debutul Scripturii, Geneza capitolul 1, începând cu 27. Am să-l citesc ca să-l așezăm cumva înaintea ochilor noștri și vom reveni la acest pasaj. Geneza 1 la 11 reprezintă prima parte a Scripturii. Da, Scriptura are două testamente, dar din punctul de vedere al cronologiei ideii, prima parte a Scripturii este cuprinsă între Geneza 1 și 11. Aici sunt setate lucrurile. Aici este explicat colapsul uman, aici este explicată salvarea care stă să vină. Astfel, când ai întrebări fundamentale, întrebări structurale, când te izbești de confuzii, când lucrurile se împotmolesc, este important să te întorci aici, la început. De aceea și în subiectul acesta, Geneza 1, în mod particular, are ceva de spus, este punctul de start. Vreau să observați formularea pe care Moise o folosește în redactarea textului. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său. L-a făcut după chipul lui Dumnezeu. Parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Cum este reflectat chipul acesta al lui Dumnezeu așezat în om? Vă rog să ascultați. Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis: creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. Și Dumnezeu a zis: iată că v-am dat orice iarbă care face sămânță și care este pe fața întregului pământ și orice pom care are în el rod cu sămânță, aceasta să fie hrana voastră. 31. Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau
foarte bune. Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua a șasea. Amin. În anul 1946, la Curtea Supremă a Americii, s-a judecat cazul Thomas Cosby împotriva Statelor Unite. Thomas era proprietarul unei ferme de pui, situate în apropierea aeroportului din nordul Carolinei. Thomas a înfățișat înaintea Curții Supreme, argumentând că din cauza avioanelor care zburau deasupra gospodăriei sale, găinile sale speriate se izbeau de pereții fermei, iar mai apoi, în urma impactului, mureau. Cosby a invocat legea proprietății, care pe atunci spunea că terenul pe care cineva îl deține se întinde până la ceruri. Legea veche a proprietății din Statele Unite stabilise topografia unui teren, făcând referire atât la spațiul de deasupra lui, cât și la cel de dedesubtul lui, până la cer și până în iad. Pe baza acestei legi, Thomas a dat în judecată Statele Unite. Tribunalul a luat două decizii. Prima dintre ele. Mai întâi a stabilit că avioanele care zburau la o altitudine joasă, într-adevăr intrau în spațiul privat a gospodarului. A doua decizie. Curtea a stabilit că legea trebuie schimbată. Expresia până la ceruri, nemai fiind posibilă într-o lume tehnologizată. Într-o lume unde tehnologia are un impact fundamental asupra realității. Cazul găinilor moarte din pricina avioanelor sublinează în ultimă instanță, spune renumitul psiholog american Jonathan Haidt, faptul că inovația tehnologică și în speță lumea virtuală, sub categoria aceasta tehnologiei, inovația tehnologică are potențialul să perturbe credințele și cutumele sociale, politice și religioase. Tehnologia are capacitatea să ne provoace să regândim, să modificăm, să rearanjăm ceea ce pentru multă vreme a fost fix, clar, imuabil, de nestrămutat. În 1993, Neil Postman, unul dintre cei mai cunoscuți critici ai tehnologiei, chemat fiind de compania Apple pentru a ține un discurs în fața angajaților, și-a început prelegerea în felul următor. Oricine a studiat istoria tehnologiei știe că schimbarea tehnologică este întotdeauna un târg faustian. Doctorul Faust este cel care și-a oferit sufletul său diavolului pentru a primi în schimb cunoașterea totală. În ce fel? Tehnologia îți oferă foarte mult. Îți oferă extraordinar de mult, dar îți și ia. Și nu întotdeauna în măsură egală. Există foarte multe avantaje și foarte multe binecuvântări, dar există și un număr imens de dezavantaje. Schimbarea tehnologică, continuă el, nu este o adăugare la realitate și nici măcar nu schimbă și nici măcar nu diminuează realitatea, ci schimbarea tehnologică schimbă cu totul realitatea. Spre exemplu, Europa, de după inventarea presei de tipar, n-a mai fost Europa obișnuită la care s-a adăugat presa de tipar, ci a devenit o altă Europa, cu totul diferită. Acum aplicat la subcategoria noastră, la lumea virtuală. Și când mă refer la lumea virtuală, mă refer la tot ce încearcă să recreeze, în spațiul virtual lumea pe care noi o percepem cu simțurile noastre. Și mai mult, mă refer la tot ce încearcă să prezinte o lume desăvârșită. O lume fără impurități, fără imperfecțiuni, o lume perfectă, o lume fără carențe, fără probleme în spațiul acesta virtual. Pentru că lumea virtuală are întotdeauna două paliere pe care lucrează. Unu, recrează lumea pe care o resimțim cu simțurile noastre și doi, propune o lume desăvârșită. Un paradis în care noi ne refugiem de foarte multe ori. Lumea virtuală nu doar că se adaugă la lumea reală, nu doar că se suprapune cu lumea reală, ci ea schimbă viața.
Ea schimbă realitatea, ea schimbă viața trăită în trupul nostru. Lumea pe care noi experimentăm pe rețele de socializare, în jocurile video, în spatele ochelarilor virtuali, transformă felul în care vedem și înțelegem viața dincolo de ochelarii virtuali. Reformulez și vă rog să mă ascultați cu atenție pentru că e ipoteza care vom lucra astăzi. Lumea virtuală este mai mult decât o extensie a lumii reale. Este mai mult decât o adăugire la viața trăită în mod întrupat. Lumea virtuală devine regula după care interpretăm viața trăită în trup, viața trăită în limitele fizicalității. Este regula, este noua hermeneutică, este lentila prin care percepem viața trăită în trup. Și mai mult, lumea virtuală este un nou mediu unde ne experimentăm pe noi înșine, unde ne construim identitatea care mai apoi generează răspunsul nostru emoțional. Câți dintre voi sunteți născuți după anul 1990? Mâna sus. Ar trebui să fiți cam toți. Între 1997 și 2012 avem așezată generația Z. E generația care a prins din plin ce înseamnă lumea virtuală. Știți că generația cu cele mai adânci, profunde, structurale probleme emoționale e generația Z? Generația care se confruntă cel mai adesea cu probleme de ordin psihologic și emoțional. E generația care a prins din plin lumea aceasta virtuală. Lumea virtuală este regula pe care o folosești atunci când interpretezi viața trăită în trup și, doi, creează un mediu, creează o atmosferă unde te experimentezi pe tine însuți, unde te pui pe tine în dialog cu sinele tău într-un mod inedit. Și o să fie clar imediat la ce mă refer. Da? Două fenomene prin care trecem cu toții, explică felul în care lumea aceasta virtuală schimbă realitatea și mă refer la cele două elemente enunțate. Dislocarea, suntem oameni dislocați, suntem rupți de comunitate, de comuniune, de relație, suntem dislocați, dislocarea. Și doi, inventarea continuă a identității. Ironia vieții virtuale este că în timp ce ne promite că ne va conecta unii cu ceilalți, așa cum nu s-a mai întâmplat niciodată, de fapt ne desparte de interacțiunea întrupată. Facebook-ul, spre exemplu, are ca scop declarat conectarea cu prietenii noștri. În realitate, va face tot ce este necesar să ne țină pe platformele sale, nu să ne trimite să ne vizităm părinții. De ce? Pentru că timpul petrecut online este egal cu venit pentru companie. Așadar, tehnologia care are abilitatea să eradicheze barierele fizice și să te lege de oameni de pe tot globul, în același timp construiește ziduri înalte între noi și familie, între noi și relațiile din lumea reală. Acum, și vreau să ascultați, acum, odată ce prezența fizică este mediată virtual, noi suntem deconectați de punctele fixe care mereu ne-au spus cine suntem noi. Atunci când îți formulezi identitatea ta, tu te raportezi la elemente externe care îți transmit informație. Cine este David Lavric? În primul rând, el este copilul lui Dumnezeu. În al doilea rând, este tată, este soț, este membru în biserică. Atunci când îmi formulezi identitatea, apelezi la puncte fixe care îmi sunt externe. Dar când prezența este mediată virtual, în momentul acela sunt deconectat de punctele fixe și sunt interiorizat atât de adânc încât îmi dezvolt o identitate care face abstracție de tot ce este normal și rațional. De aceea generația Z are mari probleme. E deconectată, este decuplată, punctele fixe sunt dărâmate și suntem lăsați de unii singuri. Cine sunt? Mi se spune, pot să fiu orice, dar nu mai este nimic care să mă ghideze. Sunt pe o gheață întinsă, unde se poate patina cu orice viteză, unde nu mai există niciun fel de indicator. Nici poliție, nici părinți, nici biserică, nici autoritate, nici sistem de reglare a vitezei. Sunt pe o gheață întinsă, unde pot să fiu orice. Sunt eu cu mine însumi, deconectat, decuplat. Ok. Hai să le luăm pe rând.
Dacă cumva vă pierdeți, mâna sus și Domnul să vă ierte. Dislocarea. Cum se întâmplă dislocarea? Cum trebuie să gândim dislocarea și mai apoi cum o putem contracara? Repet, trebuie să învățăm să gândim cu o minte biblicizată, creștinește aspectul acesta. Doi factori generează dislocare. Palmer Luckey, cel care a proiectat ochelarii virtuali Oculus, da? Chiar el spune, cu cât vei petrece mai mult timp în realitatea virtuală, cu atât mai gri va deveni lumea reală. Și nu vei mai dori să te întorci în realitate. Cu alte cuvinte, lumea virtuală crește în mod accelerat disatisfacția noastră, nemulțumirea noastră față de viața trăită în trup, în relații, în familie, în biserică. Nimic nu se poate compara și nimic nu poate concura cu ceea ce îți oferă lumea virtuală. De la posibilitatea de a începe mereu de la capăt. Te-a omorât ăla în jocul tău, ai dat restart și ai început de la capăt. Până la posibilitatea de a avea control absolut asupra percepției din mediul online. Îți pui ce poză vrei, scrii ceea ce n-ai spune niciodată în persoană și astfel lumea aceasta îți oferă ție ceea ce lumea reală nu-ți poate oferi și treptat inoculează o disatisfacție crescândă față de viața trăită în trup. O asemenea lume alimentează frustrarea față de lumea reală. De aceea, în dreptul multora dintre noi, lumea virtuală devine locul unde ne refugiem. Ați observat că atunci când sunteți triști, mâna se duce din instinct la buzunar și puneți mâna pe telefon? Ați observat că după un examen pe care l-ați picat, cumva vă liniștiți, vă lingeți rănile, imersându-vă din nou în realitatea asta? Lumea virtuală alimentează frustrarea față de lumea reală și devine locul unde ne refugiem, unde scăpăm de realitatea de zi cu zi. Este locul unde ne înecăm necazul. Este băutura și drogul pe care le consumăm zilnic ca să uităm de problemele noastre. Te simți așa puțin umilit de un coleg la școală, dar tragi tu o poză în 2 ore și ți-ai rezolvat stima de sine. Lumea virtuală devine refugiu, devine peștera în care evadăm ca să scăpăm de nefericirea specifică vieții trăite în trup. Este mediul unde fugim atunci când suntem copleșiți. Copleșiți! De ce înseamnă să trăiești printre oameni. A doua forță care generează dislocare. Unul e frustrarea asta pe care o generează venită la pachet cu evadarea constantă. A doua forță. Viața virtuală reduce confidența în relațiile în formă vie, în formă întrupată. La ce mă refer? Jonathan Haidt, îl puteți citi, e un psiholog briliant, scrie un articol pe tema aceasta numit Psihologia neagră a relațiilor din mediul online. Și el spune, imaginează-ți ce s-ar întâmpla dacă într-o zi Dumnezeu ar dubla legea gravitației. Va mai fi posibilă viața după o asemenea schimbare? Cu toții vom fi lipiți imediat de pământ. Păsările vor cădea, pământul se va muta mai aproape de soare. Și el continuă. Dar legea gravitației a fost dublată, spune el. Tehnologia a dublat cantitatea de animozitate în interacțiunea online. A dublat ostilitatea. Astfel, noi deja experimentăm în comunitățile mici și mari, în societate, în familie, în gașca noastră, în lume, echivalentul clădirilor care colapsează, a păsărilor care sunt aruncate de pe cer și a pământului care se mută mai aproape de soare. Uitați-vă la noi! Uitați-vă la noi! Cât de decuplași, deconectați suntem din pricina unei animozități dublate, exagerat, în mediul online.
Comunicarea din mediul online este cu mult mai plină de mânie și mai necivilizată decât cea din viața reală. De ce? Molly Crockett explică. Forțele care, în mod normal, ne-ar fi oprit de la un scandal în viața reală, ca timpul de reflectare, liniștirea emoțională, sentimentul de empatie față de persoana umilită, toate acestea sunt atenuate atunci când nu putem vedea fața celuilalt. Și când suntem provocați de 1000 de ori pe zi să luăm parte la scandal prin like și prin share. Cel care a proiectat butonul retweet pentru Twitter spune: acest buton este asemenea unei arme încărcate care a fost dată unui copilaș de 4 ani. Această dublare a animozității din mediul online reconfigurează relațiile dintre noi. Scade dramatic confidența că cel de lângă tine este o persoană de încredere, că nu te va ataca, că nu te va trăda, o persoană căruia îi va păsa de tine și o persoană care are o inimă bună. Dislocarea. Dislocarea este primul efect al lumii virtuale asupra vieții trăite în trup. Suntem alienați, suntem singuri, singuratici, rămânem de cele mai multe ori noi cu noi înșine, suntem rupți, fragmentați, am devenit pusnici și ne trăim viața în felul acesta. Dislocare. Avem frustrări formidabile față de lumea trăită în trup. Ne refugiem atunci când suntem izbiți de nefericire în lumea asta care ne oferă o variantă bună, un paradis ideal unde ne putem linge mereu rănile. Suntem epuizați de fragmentarea care se întâmplă prin interacțiunea online, de animozitatea care crește exacerbat în mediul acesta. Astfel suntem persoane dislocate. Dacă ar fi să vă întreb astăzi, dacă ați experimentat dislocarea aceasta, ați fi gata să recunoașteți că suntem cei mai mulți dintre noi în punctul ăsta? Ok. Dacă nu, să vă pocăiți, că așa e. Dar, dragii mei, nu trebuie să lăsăm ca transmiterea megabaiților de informație să fie un substitut pentru relațiile reale. Față în față. În timp real. În limitele astea inconfortabile ale fizicalității. Nu putem lăsa lucrul acesta. Nu putem lăsa lucrul acesta. Și nici nu avem voie să o facem. De ce? Trecem acum în contracararea dislocării, gândind lucrurile cu mintea, da, biblicizată. Și vă rog să rețineți următoarele aspecte. Mai întâi, dimensiunea asta antropologică. Cine sunt eu? Cine este omul? Ce înseamnă natură umană? Omul a fost creat, spune Geneza, după chipul lui Dumnezeu. Și vreau să mă ascultați. Nu după chipul unui Dumnezeu singuratic, ci după imaginea Dumnezeului triunic. Astfel, el este o persoană, și mă refer la om, care în mod necesar are nevoie de relații pentru a-și exprima și trăi umanitatea lui, conform cu chipul după care a fost creat. Când Geneza înregistrează conversația purtată de Dumnezeu cu sine însuși, în cadrul Sfintei Trăimi, înainte de facerea omului, conversație pe care tocmai Dumnezeu o dezvăluie, când Geneza prezintă conversația asta, reține următoarele cuvinte. Deci vreau să ascultați. 1:26. Apoi Dumnezeu a zis, fiți atenți la formularea care urmează, să facem, plural, să facem om după chipul nostru, plural, după asemănarea noastră. Observați pluralul din pasaj, să facem om după chipul nostru. Dumnezeul triunic, cel aflat într-o veșnică și eternă comuniune între Tatăl, Fiul și Duhul, spune să facem om care să ne semene, care să se asemuiască cu noi. Ceea ce înseamnă că omul creat după chipul lui Dumnezeu a fost menit structural la nivelul naturii sale să reflecte relația specifică Dumnezeului triunic. Să fie o persoană, adică să fie parte din relații, să se află în comunitate, în comuniune, așa cum Dumnezeu este în veșnică comuniune.
ontologie, la nivelul naturii noastre, la nivelul structurii, suntem persoane, persoane create pentru relații. De aceea ne defectăm de cele mai multe ori când suntem de unii singuri. Pentru că umanitatea mea structural se comunică, se manifestă prin comuniune, prin relații, în trup, față în față, în cadrul comunității. O, de aceea doare când cineva te părăsește. Doare mai tare decât doare un os rupt, pentru că suntem persoane. Chipul lui Dumnezeu în mine înseamnă o relaționalitate comunicată constant. Dumnezeul meu nu-i singuratic. Astfel, cel creat după chipul și asemănarea lui reflectă relaționalitatea care lui îi este inerentă. Deci, îmi pare rău, înapoi în trupuri, înapoi în trupuri, înapoi în relație, înapoi în comunicarea față în față. 2. Rețineți dimensiunea întrupării Domnului Iisus Hristos, un act fundamental care, din nou, ajută la biblicizarea discuției despre lumea virtuală. Hristos n-a fost un Hristos docetic, adică unul care doar a dat impresia că a avut un trup uman. Nu. Hristos a luat prin întrupare natura umană, spune Gregorii de Nazianz, exact așa cum este ea. A luat natura umană cu tot ce presupune ea. A luat natura umană cu toate problemele ei. El n-a fost un Hristos docetic, care doar a dat impresia că are un trup, nu Hristos, Fiul lui Dumnezeu, chipul Dumnezeului nevăzut, a coborât în lumea noastră și a luat asupra lui natura umană exact așa cum este ea, cu carne, oase, neputințe și probleme. Atanasius spune că i s-a avut nevoie să vină în trup, ca în trupul lui să unească divinul și umanul, să împace divinul și umanul spre abolirea morții și a păcatului. Dumnezeu însuși a lăsat cerul său perfect, paradisul său perfect, cerul său extraordinar, a coborât aici în lumea reală, plină de frustrare, aici unde omul se află în cea mai neputincioasă forma sa, a înfrânt păcatul în trupul său, ca noi în trupuri să ne bucurăm de el o veșnicie întreagă. El n-a venit să mântuiască doar sufletul tău. Asta e o abordare gnostică. El a venit să ne mântuiască și omul e compus din trup, suflet, minte, rațiune, emoții, el a venit să ne mântuiască. A luat un trup real și în trupul său a sfârmat vrăjmășia, ca astfel eu, cel care sunt unit cu el, să pot trăi în trupuri mântuirea aceasta. Țineți minte dimensiunea antropologică. Suntem ce? Persoane. Persoane. 2. Întruparea lui Hristos afirmă nevoia de a trăi în trup, în carne și oase. 3. Vreau să rețineți dimensiunea exprimării credinței în Iisus. Credința, în timp ce este individuală, și da, este individuală, forma ei de exprimare, și vă rog să fiți pe fază, cei care chiulize la biserică, fiți pe fază, adică toți, forma ei de exprimare presupune participarea activă în viața comunității, a trupului lui Iisus. A-L urma pe Hristos înseamnă a fi în mod automat parte din comunitatea celor care îl urmează pe el. A-l urma pe el, a crede în el, înseamnă în mod inerent să fii parte din comunitatea celor care îl urmează pe el. De ce? Pentru că el, cel care te-a chemat la sine, nu este doar mântuitorul, ci el este și capul trupului său, capul bisericii. Astfel, el nu te poate chema la sine și să nu te încorporeze prin Duhul în trupul lui, care este biserica sa. Dihotomia asta postmodernă este drăcească. Poți să trăiești cu Dumnezeu de unul singur, fals. Da, acasă între patru pereți să te rogi, să te rogi bine. Dar credința are o dimensiune congregațională. Cine crede în el e împreună cu cei care cred în el. Hristos, Mântuitorul, este capul trupului. Când te cheamă la sine, te pune în mod automat, inerent în trupul lui care este biserica sa. O, dacă stai acasă cu cafeluța, se îndure Domnul de tine, vină la biserică. Și dacă deschizi Noul Testament, vei fi copleșit de textele care vorbesc despre fizicalitatea exprimării credinței. Comunitatea primilor creștini s-a strâns mereu împreună. A fost solidară în situațiile de austeritate și a participat împreună în același act de închinare. S-au văzut față în față. S-au putut îmbrățișa. S-au putut hrăni.
s-au putut încuraja. Credința implică o dimensiune fizică, congregațională a exprimării. Creștinul de unul singur este un mit. Creștinul fără trup nu există. Creștin de acasă, care se hrănește doar online, este un basm. Creștinul care îl urmează pe Iisus este prezent în trup, în carne și oase, în familia lui Hristos. Hristos care te cheamă la sine te va așeza automat în trupul lui. Iar Biserica Universală, pe care mulți o invocăm, frate, eu sunt din Biserica Universală. Conceptul apare destul de târziu în istoria bisericii, by the way, dacă sunteți interesați. Biserica Universală se manifestă vizibil în comunitățile de credință care se închină Dumnezeului triunic și care se strâng mereu pentru a-L onora pe Cel care din doi a făcut unul. Suntem dislocați, singuri, alienați social, singuratici. Nu uitați, suntem persoane. Reflectăm chipul lui Dumnezeu rămânând în relații. Chipul presupune o dimensiune relațională profundă. Hristos a coborât în carne și oase. Mântuirea trebuie trăită în trupuri, în carne și oase. El a venit să ne mântuiască pe noi, din cap și până în picioare. Credința pe care noi o exprimăm în El are dimensiunea asta congregațională, o dimensiune prezentă în comunitate. Noi îl urmăm pe El, El este capul trupului, noi suntem în trupul Lui pe care El îl conduce. Dihotomia acasă, eu cu Dumnezeu, Domnul singur și alții la biserică, nu există în Noul Testament. Creștinul este parte din trup, în mod inerent. Bun. Dislocare și felul în care putem gândi creștinești aspectul ăsta. Trecem la al doilea fenomen. Vă spuneam că lumea virtuală nu este doar o adăugire la lumea reală, ci lumea virtuală devine regula după care interpretăm, da, viața reală. Suntem dislocați, nemulțumiți, frustrați, ne refugiem. Dar lumea asta virtuală îți creează ție un mediu să te experimentezi pe tine însuți așa cum n-ai mai făcut-o. E o nouă fenomenologie, deschide posibilitatea unei experimentări interioare prin dislocare, fără precedent. Inventarea identității e al doilea fenomen. Identitatea, potrivit lui Tim Keller, cel care a articulat Domnul de curând, este o conștiență a sinelui și a valorii personale. Este cum gândim noi despre noi înșine. Cine sunt? Când răspund la întrebarea aceasta, voi formula un răspuns care să reflecte cine sunt eu la bază. Să reflecte miezul persoanei mele. Identitatea este, potrivit specialiștilor, în cea mai neagră fază din istorie. Astăzi. Este criza cea mai mare a generației noastre. Este strigătul cel mai disperat al generației noastre. Cine sunt? Cine sunt? Iar în acest impas existențial am ajuns și din pricina lumii virtuale. Cum? Cum am ajuns aici? În două feluri. Unu, lumea virtuală ți-a oferit mie și ție o oportunitate fără precedent, și anume oportunitatea de a fi separați de identitatea noastră fizică, specifică naturii noastre, de identitatea determinată de limitele naturii noastre și de a juca roluri diferite, de a ne cumpăra și inventa diferite identități. Astfel trăim într-o continuă schizofrenie. Ne creăm o identitate potrivit cu standardele culturii, o identitate diferită de cine suntem noi și mai apoi încercăm să ținem pasul cu ea în realitatea fizică. Asta facem. Lumea virtuală ți-a oferit ție și mie ocazia să fim separați de identitatea noastră fizică, biologică și să ne inventăm o identitate în lumea virtuală și mai apoi să trăim în lumea reală potrivit cu identitatea aceea imaginară din lumea virtuală. N-ați obosit? N-ați obosit? Acest dualism nu vine fără consecințe. El creează crize interne extraordinare. Identitatea construită online în lumea virtuală este una fluidă.
Este una fluidă. Ea se schimbă mereu pentru că standardele se schimbă. Ce a fost trend ieri, azi este învechit. Ce a însemnat ieri cool, astăzi este mediocru. Astfel suntem într-o continuă alergare de a ne cumpăra, investi, construi o identitate la modă, iar alergarea asta nebunească ne neliniștește. Exercită o presiune teribilă asupra noastră. Devine o obsesie tiranică și dă peste cap ființa noastră emoțională și psihologic. Și mulți suntem prinși în acest vârtej. Mulți suntem deja la capătul puterilor. Mereu și mereu construim și inventăm identitatea aceea din lumea virtuală și mai apoi încercăm cumva să ținem pasul cu ea. Și lucrul ăsta dă peste cap psihicul meu și partea mea afectivă. Mereu trăim cu sentimentul că mai trebuie să facem ceva. Mereu trăim cu sentimentul că mai trebuie să cumpărăm ceva. Mereu trăim cu sentimentul că dacă vom mai schimba ceva la noi, vom fi acceptați și primiți de către ceilalți. Pentru mulți în starea asta, cuvintele ești bine așa cum ești. Nu trebuie să schimbi nimic. Ești iubit așa cum ești. Sunt inimaginabile. Inimaginabile. Nici măcar nu. În subconștientul nostru nu putem auzi aceste cuvinte. Pentru că trăim în lumea asta. Unde ne inventăm identitatea. O inventăm în fiecare zi. Și mai apoi încercăm să ținem pasul cu ea. Și asta dezechilibrează pe interior. De asta suntem anxioși. Mulți dintre noi depresivi, temători. Ne speriem la fiecare rafală de vânt, pentru că trăim într-un dezechilibru emoțional constant. O luăm de acolo, acolo inventăm în fiecare zi, o adaptăm, îi creăm update-ul necesar și mai apoi încercăm să o aducem în trupul ăsta și să trăim în acord cu ea. Al doilea element care creează această inventare continuă a identității. Și aici intru puțin în partea de istorie și vă rog să mai aveți răbdare că nu o să mai dureze foarte mult. Iar la întrebări și răspunsuri puteți să reluați informația și o putem disemina încât să o putem asimila cum trebuie. La întrebarea cine sunt, istoric s-a răspuns în mai multe feluri. Primul răspuns este tu ești un om politic. În gândirea lui Platon și Aristotel, omul politic este opusul idiotului. Idiotul fiind omul privat, adică cel dezinteresat de viața publică. Așadar, omul politic este cel care își găsește identitatea prin participarea în viața societății, în viața orașului. El este cel care participă activ în ce se întâmplă în orașul său. El este mereu prezent la dezbateri, preocupat de viața civică, activ în demersuri, proteste și dezbateri. Identitatea omului politic este o identitate legată de locație. El este parte din oraș, prezent, activ, astfel se definește pe sine prin referire la ceea ce face în inima orașului. Omul politic, din punct de vedere cronologic, a predat locul său omului religios. Astfel, la întrebarea cine sunt, în perioada Evului Mediu s-a răspuns, tu ești omul religios. Omul Evului Mediu este o persoană care și-a găsit identitatea prin activitățile religioase, prin participarea la Euharistie, Cina Domnului, prin celebrarea sărbătorilor, prin prezența la procesiunile religioase. Omul religios era așadar pelerinul a cărei identitate era condiționată de călătoria sa religioasă. Spre finele Evului Mediu, în această schemă istorică a identității, omul religios a dat locul său omului economic. Astfel, la întrebarea cine sunt, s-a răspuns, tu ești cel care lucrează, cum au fost părinții noștri. Cel care face comerț, cel care e parte din schimburile comerciale. Acesta, omul economic, se definește pe sine prin muncă și prin capacitatea de a pune pe masa copiilor săi pâinea cea de toate zilele. Acest model însă a rezistat foarte puțin și a lăsat locul său omului psihologic. Și este modelul cu care ne confruntăm noi astăzi.
Acest al patrulea model permează, înconjoară societatea noastră. Omul psihologic este cel în dreptul căruia identitatea n-are legătură cu viața civică, nici cu cea religioasă, nici cu cea economică, ci identitatea are legătură cu viața sa interioară. Omul psihologic este, se spune, incurvatus in se, înclinat, curbat spre interior. Interiorul său și trăirile sale fiind cheia fericirii sale. În viața acestui tip de om, sensul și identitatea sunt obținute prin exprimarea sentimentelor, a pornirilor și a emoțiilor. Acest om se regăsește pe sine orientându-se spre interior, găsindu-se cumva pe sine în interior și găsind acolo în lăuntrul ființei sale elemente și coordonate care să-i comunice cine este el. Omul psihologic este un individualist radical. Individualismul radical este conceptul care spune că fiecare om în parte are felul său de a-și atinge potențialul. Nu mai spune. Este psihologia postmodernă. Dom'le, ai tu un potențial ascuns. Numai să-l descoperi. De a-și trăi pe deplin umanitatea. Astfel, este important ca fiecare să găsească, să trăiască ce rezidă în el și să facă lucrul acesta, vreau să ascultați, neținând cont de normele și modelele exterioare. Dacă în generațiile anterioare omul se definea pe sine privind la factorii externi, societate, biserică și viața economică, privea mereu în exteriorul său și astfel se definea pe sine, omul psihologic renunță la orice punct fix, își dărâmă toate coordonatele și își transformă sinele în autoritatea finală. Cine sunt? Ce simt că sunt? Oh, nu mă las să mă exprim. Ești împotriva mea. Nu mă exprim cum sunt, înseamnă că sunt un ipocrit. Asta e cultura autenticității. Asta e o mare bazaconie cumva impregnată și îndesată în mintea noastră. Dacă nu te exprimi cum ești, ești un ipocrit. Fals! Mergeți pe stradă undeva în centru după masă și trece pe lângă voi băieții un băiat așa a făcut bine. Da? Și prin cap vă trece ideea, bă, ce i-aș da două la ăsta? O să-i spui treaba asta? Nu îi spui, că chiar o să-ți iei două. Deci nu te exprimi exact așa cum ești pentru că te controlezi, dar te ții în frâu. Omul psihologic este orientat spre interior și își transformă trăirile interioare în autoritatea finală a identității sale. Bun. Cum ne-a ajutat pe noi lumea virtuală în conturarea unui asemenea model de formulare a identității? Lumea virtuală te-a decuplat, te-a deconectat, te-a dislocat și ți-a anulat prin refugierea sa constantă în peștera ei, ți-a anulat punctele fixe. Ți-a anulat punctele fixe. Și te-a lăsat de unul singur. A dărâmat relațiile care, în mod normal, îți comunicau cine ești. Te-a extras din viața comunității, din viața bisericii, din viața familiei. Astfel, creând în tine disatisfacție constantă față de lumea reală și fiind cu brațele deschise atunci când tu ești supărat, a rupt orice indicator și te-a lăsat să te definești pe tine așa cum inima ta, în ghilimele, îți spune. Ce se întâmplă acum? Probabil nu va fi cazul nostru, dar vă rog să fiți pe fază. Ce se întâmplă când sunt anulate indicatoarele fixe? Ce se întâmplă când rămânem noi, cu noi înșine? Sarah Williams, predă la Oxford, istoria bisericii creștine, și ea spune în felul următor. Lumea virtuală produce un alt fel de relații între oameni, organizații, teritorii, societate și locuri. O relație unde limitele fizice, materiale, nu mai au nicio importanță. Suntem împreună de peste tot. Lumea virtuală elimină necesitatea de a interacționa fizic cu cineva, de a te deplasa dintr-un oraș în altul, dintr-o țară în alta. Astfel, și vreau să ascultați, ușor, ușor, lumea aceasta virtuală introduce o altfel de relație cu ce înseamnă materia, cu
cu ce înseamnă fizicalitatea, cu ceea ce înseamnă lucru palpabil. Ușor, ușor, eliminând nevoia de deplasare, nevoia de interacțiune fizică, lumea aceasta introduce o altfel de relație a mea cu tot ce înseamnă materialitatea. Și ea continuă. Când prezența este mediată doar virtual, doar virtual, noi ne putem imagina pe noi înșine făcând abstracții de lumea materială. Inclusiv, și fiți pe fază, inclusiv ne putem imagina pe noi înșine făcând abstracție de trupurile noastre, de specificul trupurilor noastre, de faptul că suntem biologic bărbați și femei. Când prezența este mediată doar virtual, fiind deconectați de punctele fixe, ne putem imagina pe noi înșine, prin extensie, făcând abstracție de orice formă de materialitate în subiectivismul conștiinței noastre și putem deveni tot ce vrem noi. Știți că pandemia a accelerat colosal problemele ce țin de identitatea sexuală? Știți că acasă, între patru pereți, doar online, în cea mai mare parte a timpului, vor apărea dereglaje formidabile la nivelul perceperii identității sexuale? Când prezența e mediată virtual, ușor, ușor, se generează o altfel de relație cu tot ce înseamnă materialitate. Și sunt în stare unor să mă imaginez pe mine însumi, să mă simt pe mine însumi, făcând abstracție de orice punct fix, inclusiv de trupul meu. Oh, poate să vi se pară o prostie, pentru alții s-ar putea să aprindă un beculeț roșu chiar acum. Viața trebuie trăită în trup, în carne și oase. Trupul ăsta, carnea asta, este un indicator al identității. Îmi spune cine sunt. Familia e un indicator. Comunitatea, orașul, locul de muncă, toate au un mesaj care trebuie integrat în a afirma corect, coerent, cine suntem noi. Dislocați. Într-o încercare de a ne inventa mereu identitatea. O încercare nebunească. O inventăm și apoi încercăm să ținem pasul cu ea. Fiind dislocați, însă suntem lăsați de unii singuri. Într-o atmosferă unde nu mai contează limitele fizicalității. Unde ceilalți sunt absenți și unde trupul meu s-ar putea să fie un obiect pe care trebuie să-l depășesc, nu un indicator al identității mele. Ok, ce facem cu aspectul ăsta al inventării identității? Ce facem cu el? O paranteză, dacă sunteți cumva astăzi și aveți, vă confruntați cu probleme ce țin de identitatea sexuală, și trupul cumva e dat la o parte și vă simțiți așa cum trupul nu vă spune că sunteți, nu amânați. Mergeți la fratele păstor, la cineva, vorbiți cu oamenii ăștia, aveți nevoie de ajutor și de ajutor repede și biserica va fi în stare să vă ajute, da? Nu stați așa prea mult în băltirea asta. Ce facem cu inventarea identității? Câteva elemente care o creștinează, care creștinează abordarea asta. Vă rog să ascultați. Valoarea unui om nu e determinată de performanțele sale. Valoarea omului din punct de vedere teologic nu e determinată de performanțele acelui om. Dacă tu ai impresia că valoarea ta e direct proporțională cu performanța ta, intri într-un vârtej din ăsta unde nu vei gusta niciodată din bunătatea Tatălui, ci vei fi genul de om care va încerca să-L impresioneze pe Dumnezeu, neliniștindu-și niciodată sufletul în brațele acelui care a făcut totul pentru noi. De unde extrag lucrul acesta? Vreau să vă reamintiți textul din Geneza. Până ajungem la momentul când Dumnezeu își vorbește sieși și spune să facem, textul pare o monotonie infernală. Structura lui este monotonă. Dumnezeu spune să fie, lucrurile iau ființă. Când ajungem în punctul acesta, se schimbă dinamica textului. Dumnezeu se uită spre sine și zice să facem,
să facem om după chipul și asemănarea noastră. Acum, Helmut Tillich, un teolog protestant german, spune așa: când ajungi în punctul acesta, aproape că poți sesiza o ezitare din partea lui Dumnezeu. Nu este ezitarea aceluia care ar vrea să se răzgândească. Ezitarea aceluia care ar vrea să spună mai bine nu. Mai bine să nu-mi murdăresc mâinile cu lutul acesta. Mai bine nu. Nu. Este ezitarea, în ghilimele, a aceluia care stă în fața unui moment irreversibil. Este momentul acela pe care noi îl experimentăm când stăm în fața unei săli de examen și intrăm în acea sală. În momentul acela, știind amvergura examenului, trecem printr-un moment când facem ce o fi. Înțelegem impactul cosmic, efectele notei asupra carierei. E momentul acela când sesizăm anvergura momentului. Hai să o facem și pe asta. Când ajungem în punctul acesta, aparent Dumnezeu face ceva de genul. Și spune: să facem. De ce se schimbă dinamica textului? Omul care urma să fie creat avea să răstoarne creația. Avea să prăbușească creația. Avea să fie nu coroana cu lauri, ci coroana de spini a creației. Avea să stârnească o avalanșă de consecințe. Și Dumnezeu știa. Și cu toate că știe, Dumnezeu spune: să facem. Nu e aici dragostea lui? Manifestată chiar înainte de apariția omului? Nu este aici bunătatea acelui care vrea să construiască un om după chipul său, știind că omul acela va prăbuși creația? Nu este aici valoarea întrupată pusă înainte de performanțe? Facem. Facem. Valoarea ta nu e direct proporțională cu performanțele tale. Ea este așezată în tine, prin creație, organic, structural. Dumnezeu te-a creat și te-a creat după chipul său, știindu-ți neputințele și problemele și falimentele. Când abordăm identitatea, pornim în felul ăsta, dar ne întoarcem aici. Ne întoarcem aici. Valoarea nu e determinată de performanțele mele. Un al doilea element care creștinează abordarea. Identitatea ține de participarea într-o realitate metafizică. La ce mă refer? Omul a fost creat pentru relația cu Dumnezeu. Da? A fost creat să stea în relația asta cu Dumnezeu, să stea în relația cu semenii, în relația cu sine și în relația cu creația. Când omul s-a sustras din relația asta cu Dumnezeu și cu ceilalți, când n-a mai participat în relația aceasta, ce a făcut? S-a ascuns. S-a ascuns. Și pentru prima oară apare în istorie un dezechilibru emoțional. Omul se vede pe sine așa cum este, dar nu se poate prezenta așa cum este, pentru că este rușine cu sine, astfel se ascunde și își inventează o identitate care să dea bine, dar care nu mai corespunde cu natura sa, care nu mai corespunde cu limitele sale și cu problemele sale. În momentul când ne extragem realitatea asta în care trebuie să participăm activ, trebuie să ne inventăm. Identitatea mea ține fundamental de participarea asta activă în relația asta cu Dumnezeu și cu ceilalți. Dacă ai plecat de acolo, va trebui să-ți inventezi o identitate, să te ascunzi mereu și să creezi ceva care nu mai corespunde cu cine ești tu inerent în natura ta. Valoarea? Întâi, performanțele decurg din valoare, nu invers. Doi, identitatea ține de participare în realitatea asta metafizică. Trei, identitatea este afirmată în istoria mare de care tu și cu mine aparținem. Cea mai longevivă telenovelă din istorie, Coronation Street, debutează în 1960. Până în 2020 a ajuns la 10.000 de episoade. La un moment dat,
din telenovela asta, Coronation Street, a murit personajul principal. Și au început să bocească băbuțele. Vai, Leonard s-a dus. Se mai roagă unii pe la țară, se uită la o telenovelă și apoi la biserică vin și se roagă pentru vindecarea personajului principal din telenovelă. A murit personajul principal și ascultați-mă, a doua zi, la sediul televiziunii, s-au format coloane de oameni îmbrăcați în negru. Și nu e nimic, deci nu e exagerat. Uitați-vă, puteți să googliți dacă vreți. Au venit oameni îmbrăcați în negru, coroane de flori, cu fața sobră, jelind moartea acelui personaj. De ce? Avem nevoie de o istorie puțin mai mare decât istoria vieții noastre. Avem nevoie să ne fixăm viața într-o istorie mai mare. Într-o istorie cu început clar, cu un final clar, într-o istorie cu coordonate fixe. De aceea ne trăim viețile alergând după tabloide, după persoane care să ne inspire, pentru că vrem să ne legăm de ceva puțin mai întins decât propria noastră istorie. Știți de ce? Pentru că istoria din care faci parte îți oferă informația ca să răspunzi la întrebarea cine ești. Întrebarea aceasta ține mult de istoria în care ne-am localizat. Cine sunt eu? Din ce istorie fac parte? Care este istoria unde m-am imersat? În ce istorie m-am fixat? Care este istoria mea? Avem probleme pentru că trăim într-o istorie fragmentată, dislocată, sporadică și nu sunt într-o istorie stabilă, cu început clar, sfârșit clar, cu un mijloc clar. În finalul acestei sesiuni, te-aș invita să îți așezi persoana într-o identitate, într-o istorie largă. În istoria asta a lui Dumnezeu. Istoria asta are câteva coordonate foarte fixe. Universul acesta în care tu locuiești n-a apărut din nimic. Dumnezeu nu s-a războit cu îngerii săi și din pricina unui război a generat creația. Nu, Dumnezeu din dragoste și liber a creat lumea asta. Și după ce a creat-o, ne-a și spus că El a creat lumea asta. N-am ajuns noi deducând lucrurile privind la designul Universului. Nu, Dumnezeu însuși ne-a spus că El este responsabil de creație. Dumnezeu a creat lumea asta. Și a creat într-un mod divin, a schimbat haosul și dezordinea și a așezat lucrurile într-o ordine clară, armonioasă. A umplut pământul acesta, l-a binecuvântat. Sunt din istoria asta. În istoria asta pe care El a generat-o prin dragoste și libertate, El a făcut lucrurile foarte bine, sau lucrurile sunt foarte bune. Am fost la un festival recent și am spus la un moment dat că Universul la început n-a fost perfect. Dacă spun acum așa, dați cu pietre în mine, sunteți cu mine sau nu? Termin în două minute, mai puțin, vă rog frumos. Știu că a fost mult, dar mai trag de voi mai puțin. Dumnezeu a creat Universul în așa fel încât să creeze spațiu pentru munca ta și pentru inovațiile tale. Tu nu trebuie să ai impresia că lumea asta n-are loc pentru tine și că Dumnezeu n-a gândit lumea asta și pentru contribuțiile tale muzicale și academice și sociologice. Dumnezeu a creat o lume unde să se poată investi. El spune omului, creșteți! Păi dacă lumea a fost statică, ce să crești? Cum să crești? Perfectul din etimologia termenului de astăzi înseamnă ceva desăvârșit, neschimbat, neschimbător, care a ajuns într-o fază de maturizare absolută. Lumea a fost foarte bună. Asta înseamnă că Dumnezeu te-a pus pe tine și pe mine să ne investim, să creștem, să contribuim și astfel, prin ce facem noi, El să binecuvinteze toată creația asta. El a creat Universul ăsta. L-a creat foarte bine. E loc pentru tine, pentru munca ta, pentru strădania ta, pentru investițiile tale. În lumea asta pe care a creat-o și care este foarte bună și în care s-a întâmplat un naufragiu, în lumea asta există un imn al speranței. Uitați în Geneza capitolul 3, cel care povestește istoria primelor capitole spune și istoria căderii. Nu se schimbă naratorul. Dumnezeul care relatează istoria de la început a creației e același narator care relatează și istoria căderii. Și dacă Dumnezeu nu își abandonează creația atunci când ea colapsează, lucrul ăsta abundă de speranță. Dumnezeu spune istoria până la capăt.
spunea Chesterton, noi suntem echipajul unei bărci care au naufragiat. Lumea nu e așa cum ar fi trebuit să fie. E șoapta unei lumi care a trecut. Dar pe această barcă naufragiată, la un moment dat s-a întors căpitanul. Și când el a pus piciorul pe barca asta, a început să facă lucrurile să fie cum? Noi! Și el s-a întors, binecuvântat să fie numele lui. El s-a întors, a coborât în lumea asta creată și răvășită. A pus piciorul pe barca asta naufragiată și a început să recreeze lucrurile. De aceea el are puterea să ia identitatea fragmentată și dislocată și să o vindece. El are puterea asta. Știți că iubirea anulează verdictele? Iubirea anulează verdictele. De inima ta și a mea sunt foarte multe verdicte atașate de-a lungul anilor. Ți-a spus cineva la un moment dat, domnule, tu ești un naufragiu. N-ar o să citești, să înveți. Orică a fost profesor, orică a fost tata, mama, biserica, păstorul. Cine a fost? Domnul să se îndure de ei. Și inima s-a deformat și te vezi pe tine prin prisma storașii, prin prisma acestor verdicte. Și poate chiar acum stai într-o familie unde ți se spune mereu, băi, ești un colaps de om, n-are rost. N-are rost, abandonează! N-ai probabil cel mai frumos ten, cum crezi tu. Poate nu ești un om cu o structură bine așezată, ci mai mult ești prins în vârtejul ăsta, unde identitatea se inventează mereu. Știți ce poate să anuleze verdictele inimii? Iubirea. Iubirea. Păi dacă nevastă mi-am spune că-s frumos, e frumos. Da. Dacă spune că predii bine, așa e. Că e persoana pe care o cred pentru că mă iubește. Și oamenii care câștigă încrederea noastră atunci când spun ceva, oamenii ăia transformă. Cine e Hristos pentru tine? E unul care te știe cel mai bine. El știe inima ta, știe viața ta, știe singurătatea, dislocarea, tumultul emoțional. El te știe cel mai bine. Și El, prin dragostea Lui, poate să așeze viața ta în ordine. Nu pleca astăzi, după masa acasă, fără o rugăciune personală. Tu te știi cel mai bine. Știi pe unde ești pe grila asta. Ești retras, izolat, dislocat, rupt, fragmentat pe interior. Habar nu ai cine ești. Capitanul s-a întors. A pășit pe barca naufragiată. Pășind, a început să facă lucrurile noi. Iubirea Lui poate anula orice verdict. Dacă El spune, dacă El spune că ești a Lui, așa este. Dacă El spune că ești creat după chipul și asemănarea Lui, așa este. Dacă El spune că ai un loc în lumea asta, așa este. Dacă El spune că a făcut lucrurile bune și pentru tine, așa este. Vino înaintea Lui. El nu te va dezamăgi niciodată. Hristos îți va face întotdeauna numai bine. Amin. Haideți să ne ridicăm. Până ne pregătim de o cântare, vreau să stăm înaintea lui Dumnezeu, fiecare dintre noi, și să venim cu inima noastră înaintea Lui. Și vreau să-mi dați voie să mă rog în numele tuturor cu voce tare. Te rugăm, Doamne, să privești spre noi după amiaza asta. Privește spre inimile noastre. Te rog să privești spre cât de singuri am devenit unii dintre noi. Te rog să te apleci spre noi în neputințele în care ne găsim. Și te rog să lipești la loc ce s-a rupt în inima noastră. Te rog să ne dai din nou curajul să fim vulnerabili, să ne facem vulnerabili, să stăm împreună cu cei pe care Tu i-ai rânduit să stea lângă noi. Te rog să învingi Tu prin puterea Ta orice teamă, orice frică, orice stare de neliniște. Te rog să ne reamintești felul în care ne-ai creat. Te rog să ne pui acolo unde învățăm să răspundem corect la întrebarea cine suntem noi. Și Doamne, dacă suntem mulți dintre noi după amiaza asta cu inima frântă, frântă din cauza vorbelor, a animozităților, a ostilității, frântă din cauza faptului că nu ne plăcem pe noi înșine, te rog să ne cuprinzi în dragostea Ta. O dragoste care poate să anuleze orice verdict. Și te rugăm să o faci prin Duhul Tău cel Sfânt. Chiar acum. Mulțumim, Doamne, că suntem ai Tăi.
Și mulțumim că împreună cu tine vom putea să biruim tot ce stă înaintea noastră. Fii slăvit și binecuvântat în veci. Amin.